A fost la curaj și a scădere. Da. Numai acum l-am dus și la același numitor comun. Ce ai făcut? Dar nu auzi bine. Îi dau prilejul încă o dată să te certi și o să te certi și o să te certi. Păi dar și voi nu se poate, măi. Da? Deci prin câți îți zicam? Prin 10, ai da. Aici. Și rămâne 3. 6 cu 21. 1 și 3. Da. Și vine 3 cu 3. 3. Da, 3 cu 3 și vine 1 pe 1. Sigur. Rezultat final, egal cu 1. Ia uite cu titlul acestor dare și spune un negativul. Dar să spune cu voce ca să se registrezi, să te aude toată lumea. Zic. Am făcut acolo la fracția decimală, am pus lor pe 10, l-am pus pe 9, după care aici da, am amplificat în loc să... Mai tare, bă! Mai tare, ca să nu mă dă ce voce ați om, profesor. Nu, nu, nu. E joacină. Da. Deci, hai să vedem. Încă o dată, spune unde... Acolo, în loc să pun 3 pe 10, am pus 3 pe 9. Aici. Subliniem greșeala. O dată. Altă dată, altă greșeală. Și acolo am amplificat în loc să simplific. Deci nu ce ai făcut aici, hai să vă mai dai românește, spune. Am căutat numitorul comun în loc să simplific. Adică în loc să vezi că chestia asta se face mai la adunajul scăderii, la mulțiri faci și simplificări, faci... Deci aici, vreau. Nu așa să lasă. Deci așa de două greșite ai făcut foarte rău. Și știi ce făceai tu? Și acasă spune, a făcut că ești tot perfect. Perfect, așa? Da. Da, perfect. Deci, fără greșeală, e perfect. Și nu știu cum dar mi-a dat bine. Da? Deci, atenție multe. Deci, în cursul zilei de astăzi ne-am găsit descoperite în mai multe rânduri. La puteri de acolo, evraiștii, iar la atenție multe. La adunare și scădere am și la aceeași mântoare. Iar la mulțirii și împărțirii, la mulțirii știu ce trebuie să fac, simplificările, sus-jos, pe diagonală. Când pe diagonală tot sus-jos este, de fapt. Când după ce mulțești, tot la mărătoresc și la mulțirii, deci ne-am păcat asta. Iar la împărțirii, prima cotă inversată. Deci așa se vede când dorm, așa, cu somn adânc, și te scoală ceva și întreabă, cum s-a adunat? Mi-am dus și ajutor. Da? Deci, când s-a dus la scară, tu așa ajutor. Așa te trezi din sor și spui asta. Nu trăsmăi. Așa, merg mai departe. Să știți că eu compiez aceste lucruri, nu numai pentru tine, și pentru cei care vor viziona, ca să fie foarte clar în chestia asta. Da? Și să... Știai, nu te simțeam tu chiar vezat așa, că îți atrăgem atenția. Dar eu zice așa, să nu mai faci greșeli. Ca să nu mai... Eu nu mai grăbesc, domnul profesor. Ok? Nu mai grăbesc. Nu. Nu-i scuze, mă, tu n-am auzit. Vezi că scapă nu te scuze? Păi, la păcate poți să scapă scuze? Nu. Atunci, gata. Nu mai discutăm. Ai păcătuit? Îți spovedești. Păi adevărat. Așa să... Deci aici avem mai multe lucruri interesante. Cum sunt operații cu fracții, transformarea numărul periodice simple sau mixte în fracții ordinare, numere decimale în fracții ordinare. Deci mai multe lucruri am prevăzut. Dar acum, urmează și geometrii, parte, da? Așa. Bisectoare în unghi, definiție de semn. Ce bisectoare în unghi? Bisectoare în unghi. Este linia care împarte unghiul în două jumătăți egale. În două unghiuri concurente, da? Da. Deci dacă asta e bisectoare. Definiție și desen. Asta e bisectoare.
Nu ești cât e grade. N-are importanță. Luați un minutul ca să testează o unghi acolo, să zicem, de 60 de grade. Cel mai ușor de 60 de grade și tot mai împărțiți în două ca să fie de și 30. Deci ai pus și pe ceas, că aveți 10 minute în plus.
3 minute. A fost numai 3 minute. Gata. La revedere, dragi. La revedere. La revedere. Să nu uitați like, share, să abonați la Profi Online. Și să mai fac. Și să vine și la Naș. Și la Naș, la prieteni, la prieteni. La revedere.